DN18 este poate cel mai important drum din Maramureș, deoarece asigură legătura între zona Baia Mare și Maramureșul istoric. Și de ani de zile, atât autoritățile județene, cât și cei de la drumurile naționale, susțin că fac eforturi să aducă această arteră de circulație cât de cât la un standard. Lucrările de reabilitare și modernizare ar trebui să se încheie, dar, din păcate, șoferii vor mai trebui să aștepte. Noi am discutat de când am preluat și funcția de prefect, am avut o primă întâlnire cu cei de la actor, cu drumurile naționale, și le-am spus că suntem de cartea recordului până la urmă cu cel mai lung timp a unui tronson de 60 de kilometri. La acel moment ni s-a dat asigurări că până la data de 30 noiembrie va fi finalizat integral. Era vorba inclusiv de marcaje și parapeți. Suntem aproape de acel termen și la drumul care asigură legătura între zona Baia Mare și Maramureșul istoric mai este de lucru. Statul asfaltic a fost montat la finele lunii septembrie, s-a făcut marcajul pe tronsonul de drum, însă nu avem semne de circulație în totalitate, așa cum a constatat și comisia din partea PoliPJ Maramureș și comisia de circulație. Și ceea ce este mai grav, nu sunt montați parapeții. Surprinzător este că după 2 luni de zile mi s-a spus că și ei sunt îngrijorați de starea acelui drum, de lipsa acelor parapeți, însă nu a făcut nimic concret în acest sens. Prefectul a primit promisiuni că muncitorii se vor apuca de montat parapeții cu 2 echipe chiar. De asemenea, a fost informat că au fost aduși deja parapeții de beton. Pe de altă parte, a constatat că a început montarea acestor tipuri de construcții de protecție în zona podul Vadului, nu pe Gutâi, așa cum ar fi fost normal. Justificarea constructorului a fost aceea că în zonă se circulă cu viteză. Dacă nu se va finaliza acțiunea de montare a parapeților până la primele ninsori mai serioase, autoritățile iau în considerare impunerea restricțiilor de viteză la 30 de km/h. Rămâne să vedem ce se va întâmpla în următoarele 2 săptămâni.